Țara în care unii oameni câștigă un dolar pe zi, iar prețul mediu al unei înmormântări este de 9.000 de dolari. În fiecare lună au loc între 300 și 700 de amputări, oameni care își pierd mâinile și picioarele. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit! Mă aflu tot în Cambodgia, am venit într-o piață locală, iar în timp ce vedem cum stau lucrurile pe aici, am pregătit 20 de lucruri mai puțin știute despre această țară. Cambodgia este situată în sudul Asiei de Sud-Est, se învecinează cu Thailanda, Laos și Vietnam. Istoria recentă a țării este intensă și contracarează puternic cu atmosfera relaxată și calmă ce predomină în prezent. Cunoscută atât pentru templele din Angkor, cât și pentru era brutală a Khmerului Roșu din anii 1970 și ulterior războiului civil, istoria cambodgiană cuprinde atât unele dintre cele mai mari realizări artistice ale umanității, cât și cele mai îngrozitoare fapte. Cambodgia este destinația perfectă ce reușește să atragă tot mai mulți turiști prin viața de noapte, cultură, mâncare. Astăzi discutăm despre cele mai interesante aspecte de aici, așa că rămâneți până la final, iar dacă vi se pare interesant acest conținut, nu uitați să-i dați un like. Am primit mai multe atenționări până acum, cum că să am grijă la buzunare pe aici. Mie până acum nu mi s-a părut nimic suspect, dar e bine de știut. Aici cred că avem miere de albina. Primul lucru interesant, țara și-a schimbat numele de 4 ori în ultimii 50 de ani. Odată, la 12 ani și jumătate, a primit o nouă denumire. Motivul principal, schimbarea guvernului. După căderea monarhiei în 1970, numele a fost schimbat în Republica Khmer. Khmerii roșii au făcut același lucru, introducând Republica Democrată Campuchia. După căderea lor, guvernul sponsorizat de Vietnam a schimbat numele în Republica Populară Campuchia. În anii protectoratului a devenit statul Cambodgia. După restaurarea monarhiei în anul 1993, țara a revenit la vechea denumire și anume Regatul Cambodgia. Un alt lucru interesant este legat de vârsta medie a populației de aici. Aproximativ 50% dintre locuitorii țării au sub 15 ani, iar 60% au mai puțin de 30 de ani. Explicația? Decimarea în masă a populației cambogiene sub stăpânirea Khmerului Roșu. Acesta este motivul pentru care există foarte puțini bătrâni în această țară. În doar 4 ani de zile, 2 milioane de oameni au fost uciși. Killing Fields este locul în care au fost comise foarte multe dintre aceste atrocități. Peste 2 milioane și jumătate de oameni din Cambodgia trăiesc cu mai puțin de 1 dolar pe zi. Salariul minim a crescut în ultimii ani și aici a ajuns la aproape 200 de dolari pe lună. Cu toate acestea, foarte mulți oameni nu au parte de acest lux de a avea salariul minim. Un litru de motorină aici costă aproximativ un dolar, adică muncești pentru un litru de motorină pe zi. Muștele cred că vin la pachet cu carnea. Cambodgia este în topul țărilor din lume atunci când vorbim despre defrișări. Aproximativ 2000 de kilometri pătrați de pădure se pierd în fiecare an. În anii 1990, guvernul a acordat concesiuni de lemn și au urmat defrișări rapide. Din 2000 până în 2020, Cambodgia a pierdut 26% din pădure. Principalul motiv din spatele acestor defrișări este tăierea ilegală de păduri de către contrabandiști pentru câștiguri bănești din lemnul valoros. Cred că și noi românii avem o idee despre cum stă treaba cu tăierile ilegale de pădure. Nu sunteți de aceeași părere? Știți expresia "fac ceva pe grătarul tău"? Cam asta au făcut cei doi câini. Unul dintre cele mai bizare lucruri despre Cambodgia este relația specială cu Coreea de Nord. Regimul totalitar a deschis recent muzeul Angkor Panorama din Siem Reap, unde a investit peste 30 de milioane de dolari, iar acest lucru a fost un cadou special pentru Cambodgia. Acelea sunt mațe, dacă vă întrebați. Limbă. Vedeți că s-au aprins grătarele. Doar că aici doamna a venit cu carnea făcută de acasă. Vă dați seama, este carnea și a rămas nevândută. Avem pește la grătar. Aici cred că avem second hand. Nu cred, mai mult ca sigur. În afară de el. Statisticile sunt adevărate când vine vorba de vârstă. În ce parte te uiți, vezi foarte mulți tineri. Proporția este covârșitoare
în favoarea tinerilor. Ia priviți câți porceluși am găsit. Dacă tot veni vorba de mâncare, în Cambodgia nu există McDonald's. Deși veți găsi lanțul de fast food aproape peste tot în Asia, nu există nici măcar un singur restaurant în Cambodgia. Motivul simplu, populația de aici se bazează în mare parte pe orez, legume și fructe de mare pentru dieta lor și nu există cu adevărat piață pentru un McDonald's. În Cambodgia există totuși câteva restaurante tip fast food. Marea majoritate a lor se află aici, în capitală, în Phnom Penh. Aceste lanțuri fast food pur și simplu nu merg la fel de bine ca în țările vecine și nu sunt atât de multe. De exemplu, există 10 KFC-uri în Cambodgia și sunt în jur de 700 în Thailanda. Localnicii, precum și expații, par să opteze pentru mâncărurile locale care sunt făcute cu ingrediente proaspete și nu sunt procesate. KFC pierde foarte mulți bani în Cambodgia și este singura țară în care acest lanț de fast food-uri nu este profitabil. Vă spuneam și în primul video că principala sursă de venit în această țară o reprezintă confecțiile, motiv pentru care vedem atât de multe locuri în care mașinile de cusut sunt reparate. Angkor Wat este considerat una dintre minunile arhitecturale ale lumii. La sfârșitul secolului al XIX-lea, orașul Angkor a fost redescoperit, fusese abandonat în secolul al XV-lea și devenise acoperit de vegetație. Angkor Wat este cel mai mare complex religios din lume, ce se întinde pe o suprafață de 162 de hectare, este de 4 ori mai mare decât Vaticanul și de 50 de ori mai mare față de Machu Picchu. Am făcut zilele trecute un vlog special de acolo, dacă încă nu l-ați văzut, vă las un link în descriere sau în primul comentariu. Merită urmărit din punctul meu de vedere. Nimănui nu-i pasă de ziua de naștere în această țară. Pentru a înțelege puțin, acum ne aflăm în altă piață, în piața centrală. Mă aștept să vedem mult mai multă curățenie aici. În timp ce majoritatea dintre noi devenim entuziați în preajma zilei noastre de naștere, planificăm cum o vom petrece și ne răsfățăm în ziua respectivă, zilele de naștere aici sunt obișnuite. Este un eveniment atât de neimportant încât unii oameni nu știu ce înseamnă o zi de naștere. Preferă să sărbătorească anul nou și alte sărbători decât să facă o mare chestie din zilele de naștere. În multe culturi asiatice, anul nou este sărbătorit ca o zi de naștere pentru că a mai trecut o zi din viața ta. Înmormântările sunt foarte importante și extrem de costisitoare aici. Înmormântările în Cambodgia durează în mod tradițional între 3 și 7 zile, timp în care corpul defunctului este spălat, îmbrăcat și păstrat în casa familiei. În a treia sau a șaptea zi, o procesiune duce corpul la un crematoriu din templu. Rugăciunile și cântările de la fiecare ceremonie sunt conduse de călugări care joacă în esență rolul principal, deoarece majoritatea cambogienilor sunt budiști. Aici, decedatul este de obicei incinerat, deoarece budiștii cred că acest lucru permite sufletului să treacă la următoarea etapă a existenței. De asemenea, în mod tradițional, oamenii poartă culoarea albă pentru doliu în Cambodgia. Costul mediu al unei înmormântări se situează în jurul valorii de 9.000 de dolari. Într-o țară în care venitul minim lunar pentru o persoană este de sub 200 de dolari, această cifră pare ireală, dar din păcate nu este. Familiile trebuie adesea să își strângă toate economiile sau să își vândă toate bunurile majore pentru a acoperi costul înmormântării. Am ajuns și la punctul 10, ne aflăm la jumătate. Dacă ați ajuns până aici, vă mulțumesc! În Cambodgia, capul unei persoane este considerat sacru. Fiind cea mai înaltă parte a corpului, este sacru și nu trebuie niciodată atins, chiar dacă este făcut într-un mod amiabil și iubitor. Capul este partea sacră a corpului, pe de altă parte, piciorul și talpa piciorului sunt considerate murdare și ar trebui să evitați să vă îndreptați tălpile spre cineva. A îndrepta talpa piciorului către cineva este considerat lipsă totală de respect. Dacă am vorbit de înmormântări, haideți să discutăm și despre nunți. Ele, în mod tradițional, în Cambodgia durează 3 zile. Nunțile sunt un motiv de sărbătoare în țară și pe bună dreptate, o nuntă tradițională poate dura cu
cu ușurință 3 zile. Desigur, aceste 3 zile și nopți includ festivități non-stop care vor obosi orice străin, dar nu și localnicii. Au și ei superstițiile lor, localnicii cred că șopârlele gecko pot prezice o căsătorie. Potrivit superstițiilor locale, numărătoarea sunetelor scoase de un gecko vă va spune dacă vă veți căsători sau nu. Pe de altă parte, dacă un gecko scoate cel puțin 7 sunete în aceeași cameră în care vă aflați și voi, atunci se crede că veți avea parte de mult noroc. Dolarul american este una dintre monedele naționale din Cambodgia. Cu toate că rilul este prima lor monedă, aceasta s-a devalorizat foarte mult, motiv pentru care această țară a adoptat dolarul american ca una dintre monedele sale naționale. Toată lumea folosește dolarul, de la vânzătorii ambulanți până la cei din supermarket. Visa o vei plăti tot în dolari, cu toate acestea, cel mai adesea vei primi restul în ril. Dacă vrei să cumperi ceva de pe stradă sau din această piață, spre exemplu, poți să plătești fără probleme cu dolari americani, dar sunt șanse foarte mari ca restul să-l primești în ril. Am găsit ceva foarte interesant aici, am să vă las pe voi să comentați. Avem una, două, trei farmacii, patru, stați așa, nu plecați nicăieri, cinci, șase, șapte, opt. Acestea trei aici, 8. Nu este niciun spital în preajmă. 9. Pe partea cealaltă 10, 11, 12, 13. Ca să vedem dacă avem și în partea aceasta 14. Văd în depărtare 15, 16, 17, mai văd una acolo, în depărtare 19. Cred că sunt 20 de farmacii în câțiva metri pătrați. Și să nu spuneți că este aceeași farmacie cu mai multe puncte de lucru, nu este așa. Sunt branduri diferite. În ultimii ani, Cambodgia se confruntă cu un fenomen interesant, dar și extrem de ciudat. Foarte mulți nou-născuți se nasc cu cicatrici uriașe, cicatrici ce seamănă cu găurile de gloanțe. Localnicii au o explicație simplă pentru asta. Ei cred că bebelușii sunt victimele reîncarnate ucise în timpul regimului. Khmerii Roșii au fost unul dintre cele mai nemiloase regimuri care au existat vreodată. Infantul lider Pol Pot, ajuns la putere în 1975, este considerat cel mai notoriu criminal de război al timpurilor moderne. Mulți oameni nu cunosc acest aspect periculos când vine vorba de Cambodgia. În zonele de țară există, în ziua de astăzi, între 4 și 6 milioane de mine. Mine active, iar cele mai multe dintre aceste zone sunt delimitate. Există organizații care încearcă să detecteze aceste mine pentru a le detona. La urma urmei, sunt un mare pericol pentru viețile oamenilor. Ia, priviți, am dat peste o altă piață. Acest oraș este format din piețe la prima vedere. Aceste mine au ucis peste 60.000 de oameni chiar și după încheierea războiului civil. Războiul civil din Cambodgia s-a încheiat în 1975, iar unul dintre cele mai surprinzătoare lucruri din această țară este că oamenii mor și astăzi ca o consecință a acelui război. Estimările oficiale spun că va mai dura încă un deceniu pentru a curăța complet zona. Acest lucru face granița dintre Laos și Cambodgia unul dintre cele mai periculoase locuri din Asia de Sud-Est. Tot Cambodgia este țara cu cei mai mulți oameni amputați. Acum cred că vă puteți imagina motivul. Deceniile de război au avut un impact puternic asupra țării. Cambodgia are cel mai mare procent de persoane cu membre amputate din lume. În fiecare lună se efectuează între 300 și 700 de amputări ca urmare a rănilor provocate de minele terestre. Țara are peste 40.000 de persoane cu membre amputate, unul din 29 de cambogieni. Este de asemenea una dintre cele mai exploatate țări din lume.
Când spun asta, mă refer la faptul că pământul acestei țări este săpat în speranța că se vor găsi aceste mine. Genocidul cambodgian a însemnat uciderea a peste 2 milioane de oameni de către Khmerii Roșii între anii 1975 și 1979. Pentru cine nu știe, Khmerii Roșii este denumirea populară a Partidului Comunist din Campuchia. Oamenii asociați în orice mod semnificativ cu guvernul, religia sau educația anterioară, precum și membrii epurării etnice, au fost vizați pentru persecuție, închisoare, tortură și crimă. Cambodgia are cea mai mică populație francofonă din Asia de Sud-Est. Între anii 1867 și 1953, Cambodgia a făcut parte din Imperiul Colonial Francez. În această perioadă, francezii au controlat Cambodgia, Vietnamul și Laosul. În timpul colonizării franceze, Cambodgia a avut dezvoltări de infrastructură, cum ar fi construcția de drumuri și căi ferate, iar limba franceză a fost predată în școli, mai întâi claselor de elită, apoi în restul școlilor. Atunci când Khmerii Roșii au preluat controlul asupra Cambodgiei, au început să omoare sistematic cambodgienii educați, deoarece majoritatea prinseseră educația în limba franceză. Ca urmare, limba a fost aproape complet distrusă. Astăzi, Cambodgia găzduiește cel mai mic număr de oameni vorbitori de limba franceză din Asia de Sud-Est, în timp ce engleza este văzută ca o limbă internațională mult mai utilă. Aproape nimeni nu respectă regulile de circulație în această țară. Ați văzut și mai devreme, acea persoană nu voia să oprească la semnalul agentului de circulație pentru că știa că urmează să primească o amendă. Având în vedere obiceiurile nebunești de condus ale localnicilor, este într-adevăr un miracol că nu există accidente la fiecare pas. Nimeni nu respectă regulile de circulație, condusul pe aceste străzi necesită ceva îndrăzneală și obișnuință. Ca în multe alte țări din Asia de Sud-Est, traversatul drumului poate fi o experiență palpitantă. Trebuie să fii precaut, dar și încrezător în același timp. Am spus și în alte clipuri, trebuie doar să traversezi, chiar dacă ești pe trecerea de pietoni, nu trebuie să aștepți pentru a opri, pentru ca cineva să oprească. Acest lucru nu se întâmplă, mergi drept fără să te oprești. Știu cum sună, dar asta este realitatea. Nimeni nu o să te calce pentru că toată lumea te va ocoli. Oamenii adoră să mănânce orice aici. Nu vreau să vă spun câte lucruri care mie mi se par ciudate am văzut până acum. Dacă există un snack pe care acești oameni îl consumă cu poftă, ei bine, da, ați ghicit, sunt gângăniile. Furnici, greieri, tarantule, șobolani, chiar ouă de termită sunt doar câteva dintre snack-urile lor preferate. De obicei vin prăjite cu o textură crocantă, poate fi cel puțin șocant pentru cei ce vin pentru prima dată aici. Acestea sunt vândute pe străzi, unele dintre ele sunt condimentate, altele nu. Mâncarea de bază din această țară este orezul și peștele, dar cambodgienii au o selecție destul de exotică când discutăm despre mâncare. Haideți că deja s-a înserat, dar am ajuns și la ultimul punct în care vreau să vă spun că în această țară găsim câteva specii de animale extrem de rare. Junglele sunt diverse din punct de vedere biologic în Cambodgia și găzduiesc 212 specii de mamifere, inclusiv elefanții asiatici, tigri, maimuțele gibbon, căprioare, delfini și multe altele. 18 specii sunt pe cale de dispariție, din păcate. Proiectele de conservare, cum ar fi proiectul Elephant Valley, vă permite să întâlniți elefanți și să susțineți în același timp mijloacele de trai ale comunităților locale. Acestea au fost doar câteva din cele mai interesante lucruri din Cambodgia. Eu vă mulțumesc frumos pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ne ajutați cu un like, să distribuiți clipul pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă spuneți ca de obicei părerile voastre în comentarii. Până data viitoare, numai bine!